modul de... Vă rog, doamna Șandru. Ursula von der Leyen, da, șefa Comisiei Europene, a spus că pierderile în ceea ce privește România sunt la aproximativ 60%. La acești 10 milioane pe care mi-i dau, au calculat ca fiind la 18%. De ce? De daia. O să vedem ce sunt. Daia fiind ministrul agriculturii, adică nu, ca să nu se înțeleagă greșit. Pot să facă lucrul acesta. Și absolut. Încă ceva, la noi nu este clar culoarul verde, pentru că în mod normal grânele din Ucraina ar fi trebuit să traverseze România, nu să rămână aici. Mergem mai departe. O să vedem.